Între timp, situația tensionată din Liban îi determină pe cetățenii țării noastre care se află în regiune să solicite autorităților moldovenești evacuarea lor din zona de risc. Mai multe la acest subiect știe colegul meu Bogdan Nigai. Bogdan, bună ziua! Care este situația și ce spun autoritățile în acest moment? Bun găsit! Reprezentanții ambasadei Republicii Moldova în Republica Libaneză cu reședința la Ankara au confirmat pentru Moldova 1 că, în legătură cu situația tensionată, au parvenit recent și parvin în continuare mai multe cereri de ajutor din partea cetățenilor moldoveni care locuiesc în regiune. Potrivit misiunii diplomatice, moldovenii cer evacuarea imediată. În prezent, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în comun cu ambasada, depune eforturi în vederea evacuării de urgență a cetățenilor, în special din regiunile de sud ale Libanului, afectate de atacurile nocturne. În acest sens, autoritățile Republicii Moldova cooperează strâns cu autoritățile ucrainene, precum și cu autoritățile altor state. Potrivit unor date estimative, în Liban se află câteva zeci de persoane care dețin cetățenia Republicii Moldova. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe a îndemnat moldovenii să evite călătoriile în Liban și Israel în contextul deteriorării situației de securitate în Orientul Mijlociu. Totodată, cetățenii aflați în cele două țări au fost rugați să nu părăsească domiciliul dacă nu este necesitate, iar în caz de atac să se refugieze în adăposturi speciale. Bogdan, îți mulțumesc. Vom urmări și în continuare situația.